Croșetăm chipiul negru, cercul magic. Șase piciorușe scurte în interior. Strângem cercul. Rândul 2 facem 6 înmulțiri. Și la sfârșitul rândului 2 trebuie să avem 12 piciorușe scurte. Rândul 3. Un picioruș scurt, înmulțire în următorul. Și așa repetăm de 6 ori în total. Și la sfârșitul rândului 3 trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Rândul 4. 2 piciorușe scurte. Înmulțire în următorul. Și așa repetăm de 6 ori în total. Și la sfârșitul rândului 4 trebuie să avem 24 piciorușe scurte. Rândul 5. 3 piciorușe scurte. Înmulțire în următorul. Și așa repetăm de 6 ori în total. Și la sfârșitul rândului 5 trebuie să avem 30 piciorușe scurte. Rândul 6. 4 piciorușe scurte. Înmulțirea în următorul. Și așa repetăm de 6 ori în total. Și la sfârșitul rândului 6 trebuie să avem 36 piciorușe scurte. Rândul 7. 5 piciorușe scurte. Înmulțire în următorul. Și așa repetăm de 6 ori în total. Și la sfârșitul rândului 7 trebuie să avem 42 piciorușe scurte. Rândul 8. 6 piciorușe scurte. Înmulțire în următorul. Și așa repetăm de 6 ori în total. Și la sfârșitul rândului 8 trebuie să avem 48 piciorușe scurte. Rândul 9. Croșetăm 48 piciorușe scurte în buclele din spate. Rândul 10. De la rândul 10 până la rândul 16, croșetăm câte un picioruș scurt în fiecare ochi. 48 piciorușe scurte la fiecare rând. La rândul 17 schimbăm culoarea cu galben. Și croșetăm câte un picioruș scurt în fiecare ochi. 48 piciorușe scurte cu culoarea galbenă. Am terminat rândul 17. Fac pas alunecat în următorul ochi, un ochi de lanț și las ață pentru cusut. Aici am terminat. Acum în partea din față voi agăța ața neagră. O prind cu un ochi de lanț și voi croșeta doar în buclele din față 13
Piciorușe scurte în 13 ochiuri și în buclele din față. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. 13. Am croșetat 13 piciorușe scurte, fac un ochi de lanț și întorc. Aceasta o voi tăia. Rândul 2 și rândul 3 voi croșeta câte un picioruș scurt în fiecare ochi. 13 piciorușe scurte. Fiecare rând începe cu un ochi de lanț. Am terminat rândul 3. Fac un ochi de lanț și tai. Acum, la rândul 4, voi agăța de aici, de alături. Noi de aici am început, iar eu voi agăța în ochiul de alături. Fixez cu un ochi de lanț și croșetez piciorușe scurte. Croșetez 4 piciorușe scurte. Aici în colț voi croșeta o înmulțire, adică 2 piciorușe scurte în același ochi. Mai departe croșetez 11 piciorușe scurte. Aici în ultimul ochi voi croșeta o înmulțire, 2 piciorușe scurte în același ochi. Apoi cobor în jos și croșetez 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Și al patrulea în ochiul de alături, unde nu am mai lucrat. Și am croșetat rândul 4. Fac un ochi de lanț și voi ascunde ața cu acul. Deci așa arată toate acestea care au rămas. Ațele acestea mici trebuie ascunse cu acul. Așa arată chipiul. Cosem înfățișarea. Mai întâi cos nasul.
negru, îi cos aici deasupra ochilor și mustățile. Cu roșu îi cos gura. Îi cos două săbii pe chipiu cu galben. Tot cu galben, îi cos nasturi aici în față. Îi cos centura. Așa. Îi aranjez peruca și îi prind fiecare fir de păr așa cu ace de siguranță. Iar mai apoi le cos sau se poate și de lipit. Cu lipici fierbinte. Iată, așa i-am aranjat peruca, tot capul. Și acum trebuie cusută. Dacă coaseți, atunci fiecare fir în parte, doar așa, nu de tot, până aici. Ca restul firului să se întoarcă așa în sus. Deci așa cum am fixat, tot așa până aici trebuie de cusut. Coasem picioarele. Așa aici pe corp și chipiul pe cap, la fel îl coasem. Îi cos mâinile mobile, iau un ac așa mai lung și o ață mai trainică. Și fixez mâinile.
Și mai trec încă o dată exact așa cum am făcut prima dată. Îi fac aici nod și ascund. Spărgătorul de nuci este gata. Deci așa, mâinile sunt mobile. Și așa arată rezultatul final. Eu sper că v-a plăcut și ați croșetat împreună cu mine. Cum am mai spus, este ultimul tutorial pe anul acesta. Eu sper să ne auzim cu bine în anul viitor, să vă bucur cu noi tutoriale, jucării frumoase. Vă doresc multă, multă sănătate, sărbători fericite împreună cu cei dragi și ne auzim cu bine la anul viitor. Vă mulțumesc pentru vizionare! Pa, pa!